Salutare! Ciao. Azi vă luăm cu noi. Azi evadăm din lumea reală și mergem în lumea copiilor. În lumea copiilor. Mai precis, pe tărâmul lui Moș Crăciun. Il Regno di Babbo Natale. Da. Aici, cu noi la Vetrala. Aici în Lazio există o localitate care se numește Vetrala. Și aici la Vetrala există Il Regno di Babbo Natale, adică tărâmul lui Moș Crăciun. Adevărul adevărat este că căutăm inspirație pentru seturile fotografice care urmează să le facem de Crăciun. Să vedem cum e. Haideți cu noi! Haideți! M-am îndrăgostit de luna aia și de cerbul ăsta. Și bineînțeles m-am îndrăgostit de soția mea. Cum vi s-a părut? Adevărul e că ne-a plăcut foarte mult, și ne mai întoarcem pentru că avem de gând să schimbăm setul fotografic între noiembrie și decembrie. Vor fi mai multe seturi fotografice și de asta o să ne mai întoarcem, pentru că am văzut niște lucruri pe care urmează să le cumpărăm. Unele de cele pe care le-am cumpărat deja. Da. Da. Și adevărul este că te întorci copil pentru toată perioada care stai acolo. Da. Mai puțin când ești la casă să plătești, atunci nu. No, da, ai făcut tu, eu. Da, este superb, vă recomand. Dacă aveți ocazia să veniți la Vetrala, să vedeți Il Regno di Babbo Natale, este, pentru copii este indicat, dar și pentru copiii mai mari. Așa pentru că noi ne-am făcut o poză cu Moș Crăciun, ca să o avem amintire. Moș Crăciun era super tare, era de Roma. Era de Roma. Și dacă vreți să vedeți același Moș Crăciun pe care l-am văzut noi, erau doi, trebuie să mergeți în partea dreaptă, nu în partea, stângă. Este foarte simpatic și știe să atragă lumea. Motiv pentru care noi ca fotografi ne-am lăsat fotografiați. Bun, cam atât din Regnul lui Babbo Natale, de pe tărâmul lui Moș Crăciun. Revenim cu un video pe pagina de Facebook, canalul de YouTube și poate și pe Instagram. Pe curând! Ciao!